Clanul Caranilor și-a luat fapta. Aurel, Emil și Costel din clanul Caran au fost săltați de mascați joi dimineață chiar dintr-un club de pe bulevardul Decebal din capitală. DIICOT efectuează 84 de percheziții la locuințe din Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila la ceilalți membri din același clan. Clanul Caran este unul dintre cele mai vechi clanuri mafiote și sunt foarte periculoși oamenii ăștia. Camătă, șantaj, tentativă de omor, proxenetism, tot ce e mai rău sunt principalele acuzații care li se aduc. În conturile lor au fost găsiți 15 milioane de dolari, dintre care o parte în criptomonede. Aurel, Emil și Costel, capii grupării mafiote, au constituit un grup infracțional care acționa în nordul Bucureștiului și Mamaia. De asemenea, surse judiciare confirmă că cei trei erau în combinație cu gruparea lui Rechinul din Rovinari. Ăștia din clanul lui Rovinari sunt specializați pe infracțiuni informatice în America, iar împreună cu caranii care scoteau banii de la bancomate din Olanda, transportau cash-ul cu mașinile în România. Pe lângă asta, obligau minore să se prostitueze în așa zise saloane de masaj. Ceva rău, ceva grav, ceva penal, vedem cu câți ani de închisoare se lasă.